Apropo de mulțime, ce s-a întâmplat cu anunțul de acum două zile, trei zile, în miez de noapte, Bocciu care a anunțat, gata, domne, nu mai sunt șef, mă retrag, vă pup la revedere. Poate că de frică săracul. Eu l-am cunoscut, e un băiat admirabil. Uh -huh. Și ține uh, galeria în mână, ferească Dumnezeu. Eu îi spun, Șucu ar, ar fi trebuit să lupte să-l țină pe Bocciu. Ai înțeles? Uh -huh. pe Bocciu și pe Gigi. Uh -huh. Nu pe Gigi Becali, pe da. Gigi Corsican. Da, da. Înțelegi? Pe ăștia doi trebuia să lupte să-i țină. Că ăștia, ăștia ă, 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 sunt oameni, anumiți oameni care pot să stăpânească mulțimile. Ăștia cu, numai așa făceau și era liniște. Ai înțeles? Deci Eu șucu, spun, ar trebui să se facă să se răzgândească pe bocciu, din contră, să-l cheme, da? să roage să rămână. Să rămână. Și vine un, vine un nebun. Da. Dă foc, dă foc la stadion. Care îi dă foc lui și familiei. Eu am, am, trecut prin chestii de asta. Uh -huh. Eu am trecut. Reține ce spun. Și cu puhoiul nu te poți spune. Iar unul singur poate să înnebunească în mulțimile. Unul singur. Deci uh, risc uh, plecarea lui Bocciu e o veste foarte proastă pentru șocul, nu? Doamne, eu când am auzit, eu dacă eram, imediat îl chemam la mine, băi, ce pretenție ai, mă, Ce mare șucu dacă îi dă 2000 de euro lui Bucciu pe luna, 5000 de euro. Sau 3000 de euro. Da. Băi, ăștia sunt oameni rari. Tu să ții minte, uite-te la Simion ăsta. Uite-te la Simion, care liniștea masele. Ai înțeles? Așa face și acum. Ăștia sunt oameni a, a, puțini în, 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 în lume. Sunt alții care enervează uh, lumea. Ăștia nu, îi liniștesc. Da, știi ce mi s-a părut ciudat? Uh, când a fost petrecerea rapid... Fii atent, e... spune unul care n-a fost niciodată pe uh, 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 nou stadion rapid, la niciun meci, niciodată. Da, dar știi ce? Da, îmi da, spun dar, asta, ce ca să înțeles. nu zici, domne. Uh, uh, nu, fii atent, tu ce n-am înțeles? Deci cu două zile înainte, l-am Bocciu în direct. Aici, la Fanatic. În direct. A rupt tăcerea. Era la petrecere la Hanu Vlăsie, la Cristescu. Au făcut aia 101 ani. Acolo, la piscină, da, la Nușe. Da. Cristescu la un băiat Da. Și intră, intră Bocciu. Domne, cum să mă retrag eu, domne? Mergem mai departe, facem spectacol, o să contest și interdicția mea. E o făcătură, tot ce mi s-a făcut, la la la, mamă, dar știi cum a făcut spectacolul jumătate. Și după 24 de ore de la intervenția mea noaptea, mă retrag. Da, l-a chemat și i-a spus la pușcărie cu tine. <coughs> Poate. Nu? Asta e. Al, da. Altă explicație da. nu. Da, sigur. Ce i-a zis? Ia, bă, hai, ia, cât, cât vrei, mă, între, cât vrei? între 3 și 7 ani. Da, alegeți. Nu? <laughs> Dar nu, nu, că eu cred că asta. Ne-am că tu n auzi cum a intrat în direct hai, cu fața. Bă, 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 eu nu știu cum sunt asta. Ce? L-a chemat și ce i-a zis? Alegeți. 3, 5 sau 7, cât vrei. Da. Și ce a zis omul? S-a speriat, nu? Și ce a zis omul? La să bă mai bine acasă cu familia. Ce vorbe? Păi, când se arată pisica.